Trebuie să-l bată înainte. Nu știu că poate, poate poți să intri. Ah! Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem aici alături de Houdini. Salutare! Salutare! Apăsați butonul de like, share și subscribe pentru că în acest episod o să încerc să fac un bug în Brawl Stars și anume bugul acela în care te bagi prin zid și practic nu mai poate să dea lumea după tine. Și vreau să mă joc la Robo Rumble. Stai să-i sugerez aici la Leon. Dar tu știi că ai ceva de deschis pe shop, nu, Foxy? Da, bineînțeles, dar vreau întâi să intre abonații vulpițe sau vulpișori să se joace cu mine. Am înțeles, dar în match și după aceea. Ca să testez acest bug de care povesteam. Ok, am înțeles. Practic, cum să rezici mai mult la Robo Rumble și să te bagi efectiv în pereții respectivi și a, să rămâi acolo. Dar nu știu dacă ai etichete, nu știu dacă poți să intri, acum îmi dau seama. Poți să știi, stai să fac și un opening cu ocazia asta, să-mi dea și mie un tichet. Oh, ia uite, și-a intrat player fatal sau cine? Nu știu dacă a intrat. Stai că momentan n-am primit tichet. O, ai cu tichetele gemuri. Acum când ai nevoie de tichete, îți dă gemuri. Da, măi, cum e faza asta? Serios, acum chiar nu-mi dă tichete? Ar trebui să-ți dea. Ia să în câte mai ai, când am apucat să văd. Mai am trei. Eu sper să-mi dea. Normal, așa ar trebui. Haideți, băi, cu tichetele! Și un tichet, mamă! Ai o singură șansă, Foxy. Stai că am și un beatbox, poate pică mai multe de aici. Hai cu tichetele, ai copii, ca dacă e. Un singur tichet ai, deci e o singură șansă să încerci. Poate că, ți-am zis, poate că sunt doar anumiți pereți unde merge făcut bug-ul ăsta sau cine știe. Este cu Poco. A, da, uite, are numele Leon, acum văd. Nice, dar se pune cu Penny. S-a pus cu Penny până la urmă. E bună Penny, care are turetă, e bună, e bună. Da, și mi-am pus și eu pălăria pe Mortis, că tot ziceam în episodul trecut. Păi, unde mi-i pălăria? Și am găsit... Și se pare că aveai pălăria totuși. În tot acest timp n-am verificat să văd dacă am pălărie. Și aveam pălărie. Pălăria era acolo. Parcă e mai șmecher așa cu pălărie, nu? Da, mie mi se pare mult mai simpatic. Op, 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 dă-le. Aolo. Mamă, dar și-o luat-o la îngoarnă. Și-o luat-o, și-o luat-o, dar tot ei conduc, nu știu da, cum. Da, văd că au trei gemuri. Este Leon acolo la pândă. Da, cam tristuță treaba. Acum, dacă se bagă ai tăi... Ok, serici, sunt toți trei aici. Eram numai eu acolo. Haide, Penny! Cât au cinci. Aveți șanse să-i bateți pe ăștia, sincer. Numai că trebuie să vă duceți toți deodată. Că le cam dați damage așa, știi? Dar dau și ei destul de tare. O s-a făcut Leon invizibil. N-am mai apucat să-mi dau ultima ta, wow. Haide, haide pe ei! Unde e Leonul ăla? Nu știu. Ia uite, au șase și voi aveți unul. Gata. L-ai spart pe Leon? Da! M-au prins și ei pe mine. Hai, bagă-te acolo! Bateți, bateți, bateți repede! Bagă-te acolo! Ia să vedem, măcar o stâns ceva, Penny. Aveți șapte. Forță! Dă-i, dă-i, dă-i la Leon, încă o bucată. Fugi, 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 în jos, în jos, în jos, în jos. Așa, fugi, Foxy, că te prinde. Mamă, cum ai fugit. Vă mai trebuie încă unul. Hai de încoace, hai de încoace, băiete. Hai, Penny, hai de Leon. Fugiți, nu mai stați la taclale. Vino aici. Ei se duc să se bată, mă. Iai că eu între timp încerc treaba asta cu bug-ul aici. Dacă nici n-ai mai încercat. Uite că intri așa de jumate, vezi? Dar nu știu cum ne va face să ajungi acolo în mijloc. Măcar ați câștigat meciul. Da, super tare. Și acum o să încerc acest bug și la fotbal, Houdini. Oare hai să iasă... și la fotbal. Păi, Houdini, dar aici sunt numai garduri. Eu zic să sar gardurile sau să te urci prin butoi. Daryl se pune? Nu știu dacă... A, uite, caut Daryl. Nu știu ce să zic dacă se pune sau nu. Tu te uite, uite, dați golul, Foxy. Stai puțin. Mamă, aproape că dădeați golul. Acum, uite, dați golul acum, forță. Asta, suntem doi mortis. Nu știu cum de s-a întâmplat asta, da? Da, unul e fără șapcă și unul e cu șapcă. Forță. Ia uite pe Mortis, se duce Mortiselu. Bravo, domne, Rosa, fugi. A, uite, Rosa se duce. Fugi, domne, fugi. E clar că e gol. Fugi acolo. E clar că e gol și ați câștigat. Easy peasy. Easy peasy, la mă spizy. Și nu știu ce ai urcat pe butoi. No, mă.
Nici, oricum n-aveam unde să testez bug-ul, decât să încerc să mă bag în gard. Da, sincer, nu știu cum se face bug-ul ăla, poate că există o schemă, dacă există să ne scrie acolo vulpițele și vulpișorii și hudinașii, că ei cu siguranță știu. Da? Stai ca în Shifrybox, hai să-l deschid. Mamă, ce oferte am eu aici. Mamă, mamă, ia uite, Mr. P, eu zic să le cumpăr pe toate. Pe toate le-aș cumpăra. Ia uite-te să vezi cât costă ca să cumpere atâtea gemuri, să zicem 700 de gemuri. 950. Mamă, super, 250 de lei, păi ieftin, nu chiar așa spun. Așa? Hai că ieftin dacă e. Hai să deschid Freebox-ul. Deschide-l. 19 bănuți. 5 puncte pe Shelly, fără baterie. 6 puncte pe Carl și cam atâta. Cam atâta, uite-o și pe Ali 18. Salutare, Ali, îți mulțumesc. Salutare. Pentru prezența. O să intru să cumpăr tichete pentru că nu am. Și o să plătesc 10 ca să iau 6 tichete. Ok, și încercăm cu câte unul, ca să fie sigur că putem să, nu știu, să încercăm de mai multe ori. Că dacă încercăm dintr-o dată cu toate 6, rip după aceea tichete. Așteptăm să intre și vulpițele și vulpișorii și... Cred că o să li se pară super ciudat faptul că eu o să mă bat practic cu peretele. Dar ce contează, important este să iasă bug-ul. Exact, exact. Și sunt aici cu... nu știu să-i zic ce nume are. Hai să vedem dacă pune pe Roborumble. Au, pune Duo, pune Roborumble. Așa, să vedem cine mai intră, cine mai intră alături de noi. Forță, încă o singură persoană mai trebuie. Liviu și mai cine și David. David, care este cu Mr. P, super tare. Forță, uite că se pune cu Mortis. Mamă, dar nu poate să fie Mortis pentru că ești tu Mortis deja, așa că... Poate fi și ăsta un bug. Dacă reușește să intre, este încă un bug. Da, dar nu știu, cred că e destul de greu. Da, e foarte greu să intri în combinația aceasta. Combinația fatală, doi morți. Oricum o să fie probabil derutant pentru vulpiță și vulpișor, pentru că efectiv ei o să se bată acolo și o să mă duc să încerc bug-ul, știi? Așa, hai du-te repede. Și o să zică, ce face domne Foxy? Ce face? Ce face? De ce? Să nu vină ăștia roboței. Acum trebuie să te duci acolo în colț. Nu așa, trebuie să te duci mai în spate. Dă-te în spate, că nu merge așa. Aproape. Da, nu trebuie să fie aproape, trebuie să te duci acolo în spate. Așa. Da, nu așa. Așa. Și așa cum de... Aolo, vezi că vine ăsta. Vezi că vine ăsta, te bate. Lasă-mă, domne, că eu încerc să fac un bug aici. Ce treabă ai cu mine? Aolo, hai să te salveze, uite, vulpițele și vulpișorii. Am văzut că Liviu, cred că știe ce vreau să fac. Da, să... Văd că stai aici cu mine. Să vezi dacă funcționează. Haide, încă puțin. Mama, aproape. Mama, eu încerc să intru. Hai să vedem, chiar o să reușesc? Uai, aproape. Parcă, nu? Da, hai să vedem. Să te salvezi acolo? Haide. Mama mea, dar e greu acolo să dai. E foarte greu, nu greu. Doamne ferește. Da, trebuie să încerci din nou să vezi dacă reușește. Op. Haide, Mortis. Haide, Mortiselule. Intră, dragule, acolo, tata. Intră și tu acolo în zid, ce naiba faci? Hai, mă, am văzut că funcționează. E curioasă, vreau să funcționeze și la mine treaba asta. Da, dar nu știu cum naiba funcționează. Aolo, hai să ți se încarce. Atacul. Poate trebuie să dau mai des, gen. Păi da, dar nu merge, cred. Ba da, merge. Hai, încearcă. Hai să vedem. Ori pleca de aici vulpițele și vulpișorii. Aoleu, și acum trebuie să mă întorc acolo. Da, du-te repede sus, dar măcar uite că mai ai o grămadă de viață. Haide, într-o secundă, du-te sus repede. Mai am timp să încerc, gen. Hai să vedem. Doamne, dar e super greu bug-ul ăsta. Bă, nu știu dacă mai am timp, că văd că o să vină după mine. Uite acolo, du-te așa, bun, și în colțul ăla trebuie cumva. Haide, băi. Dar nu trebuie să-ți iei avânt de la distanță, altfel nu merge. Așa. Nu trebuie să dai direct pe colț. Deci așa. Nu, direct pe colț trebuie să dai. Cumva acolo pe colț. Tu te băi, domne, că de aici, că eu am treabă. Pe bune acum, de ce vii după mine? Bă, ce nemernic e ăsta, uite-l pe miculuțu. Ai, mă, că nu mă lasă să fac bug-ul. Te atacă toți ăștia. Dar măcar, uite, vulpițele și vulpișorii rezistă aici. Se descurcă, dar se descurcă pe propria piele cât încerc eu să fac bug-ul.
Da, da, măcar se descurcă, adică rezistă totuși. Foarte bine, hai să vedem. Nu cred, eu vreau să intru, vreau să intru în zid. Vreau să-mi iasă. Da, nu știu de ce naiba nu merge. Oare e vreo șmecherie sau care-i treaba? Nu știu, încerc. A, aproape, uite că ai intrat puțin. Haide, 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 haide. Haide că poate chiar o să reușesc. Ți-a intrat căciula? Yay! Doamne, ți-a intrat căciula, Foxy. Mai repede că vine roboțelul, mamă. Roboțelule, du-te de aici. Du-te că am treabă. Mamă, poate te împinge și el. Hai că te împinge dacă e. Aproape intrasem. A intrat puțin tel, da, cu căciula. Da. Încă puțin și intra de tot. Dar nu mai avem timp foarte mult, mamă, trebuie să mă grăbesc. Văd că încă mai rezistă vulpițele și vulpișorii. Trebuie să mă grăbesc, repede, repede. Haide, haide, aolo, că vine direct ăsta nebunul. Trebuie să-l bat înainte. Nu știu că poate poți să intri. O, să intru dacă mă bate. Mai hai puțin. Să văd. Mamă, că nu mai am timp să încerc bagul. Din ăștia roșii deja, ăștia rezistă mult. Și dau și damage mare. Tu te pui de aici, că eu trebuie să mai încerc bagul. Deja, lasă-mă. Deja aveți 4 minute. Mamă, nu cred. Oh, dar ați rezistat mult, 4 minute și 5 secunde. Mamă, super tare. A jucat foarte bine vulpițelor și vulpișorilor, pentru că eu am avut treaba acolo. Asta este, băi. N-am reușit să fac bagul. Adică mi-a reușit așa, să zicem, pe jumate. Dar nu am reușit să intru cu totul acolo. Da, și... nu știu, e foarte greu, sincer, foarte de greu. Făcut bagul. Să ne scrieți neapărat acolo în comentarii dacă voi ați reușit și dacă ați reușit, care era secretul? Ce mai trebuia să fac ca să pot să intru acolo? Adevărat, nu știu, că e foarte dubios, sincer să fiu. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să rupeți butonul de like, share și subscribe. Instagramul meu este foxy.insta, iar noi ne reauzim ca de obicei data viitoare. Vă pup, dragilor! Pa, pa! Pa, pa!